pentru încredere. Sunt onorat de această nominalizare, cum de altfel sunt onorat și le mulțumesc celor care au luat astăzi cuvântul pentru a mă susține în această dificilă întreprindere. Liviu Năgăiță a fost inspirat ca în această zi frumoasă, iată, după atâtea zile de ploi, ce zi frumoasă avem astăzi, să aleagă acest loc minunat pentru a ne anunța candidatura. Eu pentru Primăria Generală, el pentru Primăria Sectorului 3. Este un loc deosebit, nu este singurul realizat de Liviu în Sectorul 3. De aceea oamenii îl iubesc atât de mult. Liviu a valorizat tot spațiul verde din sector. Liviu a construit de la 0 18 grădinițe. Liviu a construit, a organizat 95.000 de parcări în acest sector și dacă toți șefii de sectoare făceau lucrul ăsta, 70% din parcările din București erau deja astăzi realizate. Necesarul de 900.000 era acoperit în proporție de 70% deja. Liviu Năgăiță a acceptat să conducă campania pentru București în acest an, campanie în care voi candida și voi câștiga primăria capitalei, la fel cum el va câștiga primăria sectorului 3. El nu mai are nevoie de campanie și a făcut-o în fiecare zi timp de 4 ani. Iată ce înseamnă un om dedicat cetățenilor, iată ce înseamnă un om care a avut o bună colaborare cu primarul general al capitalei. Candidez la primăria generală pentru că doresc să realizăm împreună din București un oraș modern european. Candidez la primăria generală a capitalei pentru că am experiența și calificarea potrivită pentru a fi un bun primar general. Candidez la primăria generală a capitalei pentru că am determinarea și forța să fac ce trebuie în București. Candidez la primăria generală pentru că eu iubesc Bucureștiul. Sunt bucureștean prin adopție ca majoritatea dintre dumneavoastră, dar eu nu am hulit niciodată București, nici cetățenii lui. Mulți o fac că ei cred că așa dă bine, dar nu dă bine. Bucureștiul ăsta, cu, așa cum este, cu bunele și cu mai puțin bunele lui, până la urmă este orașul din România care oferă cel mai mult locuitorilor lui. Știu puțin oameni care după ce au muncit și au locuit în București o perioadă de timp, l-au părăsit. Vasile Braga, un prim discurs electoral în Parcul Titan.